Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Aveți copii la grădiniță și veniturile sunt de până în 300 de lei pe membru de familie? Ei bine, statul ajută familiile și acordă tichete valorice. O parte din bani au ajuns și la Pașcan, iar părinții trebuie să se intereseze pentru a intra în posesia lor. Programul Fiecare copil în grădiniță prinde contur la Pașcani. Administrația locală a anunțat că a primit ieri banii de la Consiliul Județean pentru achiziționarea tichetelor în valoare de 50 de lei, ce urmează să fie împărțite copiilor între 3 și 6 ani. Este vorba despre 115.000 de lei, mai puțin de jumătate din suma cerută de primărie pentru cei 520 de prichindei. Ieri la Primăria Municipiului Pașcani au sosit cotele de la Consiliul Județean Iași pentru achiziționarea acelor tichete pentru copiii de grădiniță din municipiu. Noi, știți foarte bine, am transmis în prima fază o documentație în care am estimat un număr de 520 de copii, iar pentru acest număr suma se ridica undeva la 280.000. Momentan, cei de la Consiliul Județean ne-au acordat suma de 115.000, aproximativ 115.000 de lei. Sumă prin care cei de la compartimentul de asistență socială vor trebui să achiziționeze, bineînțeles cu ajutorul celor de la compartimentul de contabilitate, să achiziționeze aceste tichete. Un tichet are o valoare de 50 de lei. Astăzi, reprezentanții de la compartimentul de asistență socială s-au întâlnit cu directorii de grădiniță pentru a le înmâna cererile ce trebuie completate de părinți pentru a beneficia de aceste ajutoare. După obținerea unei situații privind numărul copiilor care vor primi bonuri valorice, compartimentul de achiziții va lua legătura cu firmele distribuitoare de tichete în vederea cumpărărilor. Ne vom întâlni cu educatorii din municipiul Pașcan sau cu cei din conducerea grădinițelor, vom vedea cine va putea să ajungă, le vom explica ce au de făcut, le vom transmite documentațiile, în acest sens părinții vor completa acele hârtii și mai apoi vom face o centralizare și vom vedea exact câte etichete vom achiziționa pentru numărul de elevi. Reamintim că actele pentru tichetele în valoare de 50 de lei cu care copiii își pot cumpăra alimente și haine trebuie depuse până pe 30 aprilie. De la începutul lunii mai, cupoanele vor fi distribuite retroactiv din februarie. Pot beneficia de aceste ajutoare familiile care nu depășesc suma de 284 de lei pe membru, iar copilul nu are mai mult de 3 absențe nemotivate într-o lună. Patronul Remar din Pașcani, Gruia Stoica, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Inițial, acesta a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru trucarea unei licitații publice organizate de Complexul Energetic Oltenia. Gruia Stoica a fost acuzat de procurorii DNA pe 22 ianuarie 2014 că i-a dat avocatului său, Doru Boștină, 3 milioane de euro pentru a afla prețul oferit de CFR Marfă în vederea obținerii unui contract în valoare de peste 100 de milioane de euro fără TVA. Câștigătorul licitației trebuia să presteze servicii de transport pe o perioadă de 3 ani începând cu 1 aprilie 2014. Scopul afaceristului era ca Grup Feroviar, societatea pe care o reprezintă, să depună o ofertă cu un preț apropiat cu cel propus de CFR Marfa, astfel încât profitul înregistrat să fie maximizat. Reamintim că Gruia Stoica a cumpărat în anul 2004 Remar Pașcani. La sfârșitul anului 2012, societatea și-a schimbat numele în Electroputere VFU, după ce patronul a cumpărat divizia de producție locomotive de la Electroputere Craiova. Hotărâre previzibilă a Tribunalului Iași într-unul dintre cele 3 procese deschise de militanții anti-APA Vital pentru anularea delegării serviciilor de apă și canalizare. Magistrații ieșeni au dat o primă soluție în dosarul 5826/99 din 2015, înregistrat în vara anului trecut de Ioan Moțatu și Dumitru Popa. Ei au respins acțiunea de anulare a hotărârii Consiliului Local Pașcani numărul 70 din 30.05.2014, document prin care municipiul Pașcani a renunțat la Preservapă și a intrat în Asociația Județeană Arsacis. Totodată, instanța a respins și excepțiile invocate de juriștii primăriei Pașcani privind lipsa capacității procesuale pasive și lipsă de interes a celor doi reclamanți. Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare. Menționăm că pe rolul instanței se mai află alte 2 procese deschise de aceiași reclamanți pentru anularea hotărârilor din 2015 privind delegarea serviciilor de apă și canalizare. Atenție, nu acceptați schimburi valutare stradale, este sfatul oamenilor legii, dat fiind că tot mai multe persoane cad în plasa necunoscuților care le promit un schimb mai bun. Cel mai recent caz înregistrat la poliție este a unui pensionar din comuna Lespez. Bărbatul a plecat acasă cu aproape 1000 de lei mai puțin.
A crezut că face mai mulți bani și că nu mai stă la rândul de la casa de schimb valutar și s-a lăsat purtat de vorbele unui necunoscut care a propus să-i schimbe euro. Însă planul nu a fost așa. Bărbatul în vârstă de 64 de ani din comuna Lespez a rămas aproape fără jumătate din sumă. Din cei 400 de euro a primit mai puțin cu 960 de lei. Victima de 64 de ani din comuna Lespez dorea să schimbe la o casă de schimb valutar o sumă în valută. A fost acostat în fața locației de o persoană necunoscută care i-a propus un curs mai avantajos cu ocazia efectuării schimbului stradal, însă pe fondul neatenției acesta a fost păcălit, a constatat ulterior că a primit mai puțin cu peste 900 de lei pentru suma în valută schimbată. Pensionarul, când a văzut cele întâmplate, a anunțat imediat poliția din Pașcani. Oamenii legii au început cercetările. În cauză este întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Noi recomandăm permanent ca aceste schimburi valutare să nu se facă stradal, ci doar în locații ale băncilor sau case de schimb acreditate. În cauză este întocmit dosar penal pentru înșelăciune. Măsuri administrative în comuna Ciohoren pentru înlăturarea unui focar de hepatita A. Încă de la sfârșitul anului trecut, administrația locală a făcut o serie de investiții pentru a preveni extinderea virusului hepatic în comunitate. După data de 16 decembrie, când s-au depistat 3 cazuri de hepatita A, Comitetul pentru Situații de Urgență a luat legătura cu o firmă pentru a dezinfecta fântânile, grupurile sanitare și casele oamenilor unde s-au raportat îmbolnăvirile, precum și vaccinarea copiilor cu vârste între 1 și 15 ani din aceste familii. Am luat aceste măsuri în privința a două ținte. Una, cea din familie, și a doua, în societate. În societate mă gândesc la locurile prin care frecventau acei copii care au fost depistați cu virusul de hepatita A. Și aici e școala, primăria, unitățile de alimentație publică. Și atunci am prevăzut următoarele măsuri în cadrul comitetului. Mai întâi, la familie, s-au dezinfectat fântânile și grupurile sanitare. Apoi au fost vaccinați copii din familie între 1 și 15 ani. Măsurile de prevenire și combatere a virusului hepatic în comunitatea locală implica servicii de dezinfecție și în spațiile publice frecventate de persoanele bolnave. Printre acestea s-au numărat școala, primăria și magazinele din comună. Referitor la ținta societate, a venit o firmă care a fost plătită de către primărie și a mers la fiecare familie și a dezinfectat, cum a făcut în școală, în primărie, prin locurile unde ei au, pe unde merg, pe unde frecventează locurile. Iar la unitățile de alimentație publică s-au trimis câte o hârtie, o adresă, prin care erau obligați, ca în această perioadă, să servească doar la pahare de unic folosind. Săptămâna trecută, pe 19 februarie, administrația locală a montat o cișmea pentru a asigura accesul comunității de romi la o sursă de apă potabilă. Ținta familie a fost aceea de a asigura consumul de apă potabilă dintr-o sursă sigură, în urma unor analize care au fost efectuate de către DSP. Acea sursă sigură era rețeaua de apă potabilă care există în cadrul comunei, deci în localitatea Ciohorăni. Prin montarea unei pompe de unde să se alimenteze familiile de romi cu apă pentru hrană și pentru consum, pentru animale și pentru spălat și alt uz decât cel intern, să folosească fântânile care sunt în comunitatea de romi. Reamintim că de la primul caz de hepatita A raportat pe 23 noiembrie 2015 până la ultimul de pe 2 februarie, 40 de copii din Ciohorâne au avut nevoie de tratament. În prezent, 12 dintre aceștia sunt vindecați și s-au întors la școală. Documente inedite din istoria Pașcanului: au dispărut 4 milioane de lei donație pentru construirea unei biserici în zona gării din Pașcani. Preoții din Sodomen și Boșteni reclamați de boieri că făceau campanie electorală. Dezvăluiri de senzație în emisiunea Pulsul Zilei despre mitropolitul Visarion Puiu. Conform unui document de arhivă obținut de preotul dr. Florin Țușcanu, președintele asociației cu același nume, mitropolitul pășcănean a făcut posibilă o donație de 4 milioane de lei din partea guvernului Transnistriei pentru construirea unei biserici în zona Vale cu hramul Sfântul Victor. O parte din bani au fost cheltuiți pentru cumpărarea de materiale, iar restul urmau să fie folosiți pentru execuția lucrărilor și au fost depuși într-un cont bancar.
Tocmai am ajuns la una din un document, o scrisoare pe care Mitropolitul Visarion Puiu, pe când era la București, deci în 1944, cu puține luni înainte de plecare, cu 5 luni înainte de a părăsi țara pentru totdeauna, trimite o scrisoare preoților din Pașcani, spunându-le că le-a trimis 4 milioane, deci a fost un virament de 4 milioane de la guvernământul Transnistriei pentru a se ridica în zona gării din Pașcani o biserică cu hramul Sfântul Victor și mai adaugă și Sfântul deci Vitarion. Deci înainte de a pleca din țară, cu câteva luni, deci asta s-a gândit la Pașcan, 44, s-a gândit la Pașcan și a trimis o sumă importantă de bani pentru ridicarea unei biserici. Este scrisoarea prin care îi anunță că le-a trimis banii și proiectul pentru biserică. Se întâmpla în martie 1944, perioada celui de-al doilea război mondial. Cel mai probabil din această cauză, materialele s-au pierdut, iar biserica nu a mai fost construită. Nu se știe nici ce s-a întâmplat cu banii depuși în contul de la CEC Pașcani, 2,9 milioane de lei. A rămas însă proiectul de construcție, o parte din schițe fiind folosite la construcția catedralei din zona deal cu hramul Rusaliile Pogorârea Sfântului Duh. Părintele protopop Pavel Postolache și comitetul care de eu știu cei care au inițiat acest ansamblu Catedrala Nouă din Pașcani au pus la dispoziția arhitectului și planurile lui Visarion Puiu pentru ca în această construcție să se regăsească cel puțin câteva elemente definitorii pe care le-a sugerat Visarion Puiu și era un om rafinat. Puteți vedea, Catedrala din Bălți este o emblemă a operelor sale ctitoricești. În același context, președintele Asociației Visarion Puiu a mai prezentat o corespondență inedită purtată între boierul Nicolae Roznovanu, fostul proprietar al Palatului Cantacuzino, și Mitropolitul Moldovei de la acea vreme, prin care se cerea pedepsirea doi preoții din zona Pașcani, pe motiv că s-au implicat în campania electorală din 1891. Este vorba despre preotul Antoniu din Boșteni și preotul Iordăchescu din Sodomeni, care la solicitarea boierului nu ar fi avut voie să slujească în biserică în ziua votului pentru a nu influența alegătorii. O descoperire a mea, o scrisoare din 1 ianuarie 1891 din Pașcani, boierul sau eu știu proprietarul Nicolae Roset Roznovanu este cunoscut pășcănenilor pentru această casă, nu? Casa Palatul Cantacuzino, dar era un om foarte puternic, influent al timpului în zona Pașcanilor, el îi adresează o scrisoare Mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu, care scoate în evidență o situație neplăcută din zona Pașcanilor, dar lucrul acesta implică și câțiva preoți, trei preoți din Pașcani, din Boșteni și Sodomeni, care în acest an al alegerilor electorale s-au implicat în 1891, deci chiar în prima zi a anului este datată scrisoarea, dar erau alegeri, urmau alegerile peste câteva zile și preoții au influențat cumva opinia publică, deranjându-l pe acest proprietar, acest mare... Care probabil avea alte interese. Da, și avea și el interesele lui. El intervine la mitropolie, să-i cheme la mitropolie și să-i judece și să nu se mai implice în politică. Da. Menționând că Asociația Visarion Puiu a intrat în posesia sute de documente cu valoare istorică despre activitatea și personalitatea mitropolitului pășcănean. În cursul zilei de vineri, la Roman, ar urma să fie prezentat actul de condamnare la moarte de către comuniști la împlinire 70 de ani de la acest eveniment. 25 de dosare sunt depuse la primăria din Hârlău pentru ca familiile să intre în posesia unui apartament ANL. Ședința va avea loc în următoarele zile și se va hotărî cine să locuiască în cele 5 apartamente cu două camere din oraș. Chiria pe lună ajunge până la 92 de lei. Vești bune pentru locuitorii din Hârlău, până la sfârșitul săptămânii viitoare, 5 apartamente ANL goale urmează să fie repartizate. Acestea au rămas libere după ce foștii chiriași s-au mutat din localitate.
Este vorba de locuințe cu două camere situate la blocurile T1, T2, T4 și T5 de pe strada Vasile Gheorghiu. La data de astăzi avem un număr de 5 locuințe ANL care au fost eliberate de foști chiriași și care urmează să fie atribuite conform prevederilor legale solicitanților care au cereri depuse pentru închirierea unei locuințe ANL. Până în acest moment s-au depus la primăria din localitate 25 de cereri pentru locuința ANL. Acestea vor fi evaluate săptămâna viitoare de Comisia Socială de Expertiză și se va stabili lista de priorități. Avem 25 de solicitări. Cum va hotărâ repartizarea lor în funcție de criterii de care vor fi. Tineri care să fie majori și vârstă de până la 35 ani. Amintim că la nivelul orașului Hârlău există 7 blocuri ANL. Chiriile la cele 84 de apartamente sunt de 92 de lei pentru locuințele cu două camere și 62 de lei pentru garsoniere. Persoanele care au împlinit vârsta de 35 de ani plătesc o chirie de 300 de lei pe lună. Târgul tradițional de mărțișoare și-a deschis porțile pentru cei care iubesc frumosul. Câțiva meșteri populari vor poposi pentru câteva zile în holul Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani, unde își așteaptă cumpărătorii pentru a achiziționa produse tradiționale românești, de la simplul fir alb-roșu până la vestuțe și ii cu sute manual. Pentru cei care caută ineditul, vor avea de unde alege, mai ales că sunt la vânzare și mărțișoarele de altă dată cu șnur alb-negru. Prețurile pornesc de la 1 leu, iar porțile târgului sunt deschise până pe 1 martie. Se apropie primăvara, anotimpul care aduce la viață natura. Astfel, pe lângă firavele, flori, ghioceii, alte simboluri. Mărțișoarele au început deja să fie scoase la vânzare de către comercianți. Între nou și vechi, poartă denumirea cel mai recent târg organizat de conducerea Casei de Cultură din Pașcani. De dimineață, câțiva meșteri populari din oraș și alte județe și-au amplasat masa cu produse spre a fi vândute. Iar primii cumpărători care vor să dăruiască un mărțișor celor dragi nu s-au lăsat așteptați. În tradiție, în fiecare an de cumpărat. Pentru cine ați cumpărat? Pentru prietene. Această femeie a venit dintr-un sat din județul Suceava. De câțiva ani face mărțișoare tradiționale sub îndrumare etnografilor de la Iași. De acelea cum se purtau cu zeci de ani în urmă, cu șnur alb-negru, pentru că acele culori erau disponibile și la îndemâna străbunicilor noștri. Prețurile sunt pentru orice buzunar. De la Plopeni, județul Suceava, am venit cu mărțișoare tradiționale. Sunt mal tradiționale. În trecut, mărțișoarele acestea cu butoiașe se lucrau pe pană de gâscă sau pe paie de secară. Sunt cam cele mai vechi tipuri de mărțișoare. Inițial era doar un șnur care se lega la mână sau la gât și avea rolul de vestitor al primăverii și proteja pe cel pe care îl purta de arsurile solare. După La în anumite zone, după 8 martie, în alte zone, la sfârșitul lunii martie, mărțișorul acela se atârna într-un copac înflorit și rămânea acolo pentru noroc. Un alt stand, alt meșter popular, pășcăneanca Ticuța Maxim, face alt fel de obiecte, pandative de diferite mărimi și forme de porțelan lucrat la rece. Pentru un singur obiect se muncește și câteva zile. Este pasionată de ce face și pentru evenimentul de astăzi lucrează de astăvară. Prețurile pornesc de la 3 lei pentru un obiect. Femeia mai spune că obiectele făcute de ea pot fi folosite și în altă perioadă din an, de exemplu ca broșă, brăloc, clame de păr. Deci cam 2-3 zile este finalizată. Sunt pe șiret reglabil, pentru că pot fi folosite și la cămașă, ca ceva elegant pe lângă gât, și la tricouri tip sport, și ca să fie cât mai practice. Sunt genul care să... ceea ce se utilizează să fie practic. De exemplu, mărțișorul, când nu-l mai folosești, îl poate folosi ca și breloc, sau chiar ca un ușor pandant așezat pe un șirețel. La târgul deschis astăzi, până marți, 1 martie, doritorii pot achiziționa șnururi, mărțișoare, felicitări, vaze, coronițe cu flori, ii sau vestuțe. Una dintre cele mai folosite săli de sport de la școlile din Pașcani a fost modernizată și renovată. Este vorba despre Liceul Teoretic Miron Costină, școala unde învață cei mai mulți elevi. Aici a fost schimbat parchetul, dar s-au făcut și alte îmbunătățiri, totul pe cheltuiala școlii din fonduri proprii.
peste 1500 de copii de la clasa 0 până la cei în ultimul an de liceu alături de profesori fac orele de educație fizică și sport într-o sală recent modernizată și reparată. Costul lucrărilor au fost suportate cu bani din fonduri proprii de câțiva zeci de mii de lei. Ne bucurăm că am reușit după câteva luni de muncă să terminăm și reparațiile curente la sala de sport, astfel încât am putut să înlocuim parchetul vechi, care de altfel s-a degradat, am fost înlocuit cu beton o perioadă și în final am terminat, am plasat parchetul, tot ceea ce înseamnă coșurile de basket, fileul pentru volei, porțile pentru handbal, a fost ușat terenul. Lucrările au început în toamna anului trecut pe o perioadă de 3 luni de zile, timp în care elevii au făcut orele în aer liber, dat fiindcă vremea de afară a permis. Amintim că liceul Miron Costin din Pașcani a fost printre primele școli care a avut sală de sport integrată, ea fiind construită în anul 1992, iar de atunci nu au mai fost făcute modificări și reparații majore. Sala de sport a școlii găzduiește și spectacole sau târguri, evenimente organizate de elevii și profesorii care învață și predau aici. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Rămâneți alături de noi pentru a urmări o dedicație muzicală din partea redacției pentru toți îndrăgostiții de ziua Dragobete.
că nevasta-i numai una. Și cu ochii de una dorul zorile se vor.